iubiții mei, prichindei și prichinduțe, Ileana, sufletel, Rița Iepurița și aventurile lui Habar N-am au revenit. Am ajuns deja la capitolul numărul 16, așa că vă invităm să-l descoperim împreună, să vedem ce năzdrăvălii au mai pus la cale Habar N-am și prietenii săi. Ileana, Rița Iepurița și Sufletel vă îmbrățișează, vă sărută frunțile și vă dorim audiție plăcută. Haideți să vedem. Capitolul 16. Concertul. Vestea despre renumitul călător Habar N-am și prietenii săi care au nimerit la spital s-a răspândit în tot orașul. Stâncuța și Bondocica alergau neobosite din casă în casă și le povesteau prietenilor noutatea. La rândul lor, acestea o povesteau altor prietene și tot așa, încât curând întreaga populație a orașului se îndreptă, ca la comandă, spre spital. Fiecare prichinduță dorea să ajute cu ceva pe prichindei aflați în nevoie. Duceau cu ele tot soiul de bunătăți. Unele aveau plăcinte gustoase, altele dulceață, iar altele bomboane cu cremă de fructe sau compot. După o jumătate de oră, toată strada spitalului, dintr-un capăt în celălalt, era tixită. Bineînțeles, nu se putea ca un număr atât de mare de doritoare să fie lăsate înăuntru. Merinana ieși în balcon și spuse că bolnavii nu au nevoie de nimic și de aceea să se întoarcă fiecare la casele lor și să nu facă gălăgie pe suferestre. Dar prichinduțele nu voiau să se împrăștie. Nu se știe prin ce minune se aflase că cel mai important dintre prichindei, pe nume Habar N-am, trebuia să iasă din spital împreună cu prietenii săi acuarelă și guslă. Merinana trebuie să anunțe din nou că Habar N-am nu va ieși până când nu se va împrăștia toată lumea. Însă prichinduțele, în loc să pornească spre casele lor, se invitară la prietenele care locuiau pe strada spitalului. Când Habar N-am, acuarelă și guslă, însoțiți de fulg de nea și ochi albaștri, ieșiră în stradă, se treziră priviți din toate ferestrele de câte 9, 10 prichinduțe. Habar N-am era grozav de mândru de această atenție, ba ajunseră până la el glasuri care își strigau: "Ei, care dintre ei o fi renumitul Habar N-am? Uite, cel cu pantaloni galbeni Habar N-am. Cel cu urechi mari? Pentru nimic în lume n-aș fi zis că ăla-i Habar N-am. Pare cam prostănac." "Ba da, ăla e, în mod sigur. Pare el cam prostănac, e adevărat, dar ochii îi sunt foarte inteligenți." O prichinduță de la primul etaj al unei case de pe colț, văzându-l pe Habar N-am, începu să dea din mâini și să strige cu un glas subțire ascuțit: "Habar N-am! Habar N-am! Ura!" Și se aplecă atât de mult pe fereastră că era gata, gata să cadă. Noroc că celelalte prichinduțe au izbutit să o apuce de picioare și să o tragă înapoi. "Tu, ce rușine! Habar N-am ăsta o să-și închipă despre el, naiba știe!" spuse o prichinduță cu o față severă, subtă și bărbia ascuțită. "Ai dreptate, rândunico," îi răspunse altă prichinduță cu buza de sus răsfrântă, de sub care sclipeau niște dinți albi. "Nu e bine deloc să vadă prichindăii că li se dă atenție. Numai când se vor convinge că năzbâtiile lor nu sunt luate în seamă, vor înceta singuri să mai facă năzbâtii." "Da, tocmai asta spun și eu, pisicuțo," reluă rândunica. "Prichindeii trebuiesc disprețuiți. Dacă se vor simți disprețuiți, vor înceta să ne mai jicnească." Cele două prichinduțe, rândunica și pisicuța, atât au șușotit și au tot bâzâit la urechile tuturor, că până la urmă le-au convins pe prichinduțe că prichindeii veniți în zbor cu balonul trebuiesc disprețuiți. Toate prichinduțele au căzut de acord să nu-i mai ia în seamă pe prichindei și atunci când îi vor întâlni pe stradă, încă de departe, să se întoarcă acasă sau să treacă pe partea cealaltă. Dar din această înțelegere n-a ieșit mare lucru. Prin nu se știe ce minune aflară cu toate
că acuarelă e pictor, iar guslă un minunat cântăreț din piculină. Bineînțeles, toată lumea dori să asculte cât mai repede piculina, deoarece în orașul verde nu se știa decât despre harpă. Piculina nu auzise nimeni niciodată. Majoritatea nici nu știa că există un astfel de instrument. Curând, prichindusele aflară că o acuarelă și guslă vor locui în piața merilor, în casa prichinduței Năsturica și a prietenilor ei. La primul etaj al acestei case, chiar sub acoperiș, se afla o cameră spațioasă cu un geam luminos mare cât un perete întreg. Camera i-a plăcut mult lui Acuarelă pentru că primea multă lumină, așa că el și guslă hotărâră să se stabilească aici. Fereastra dădea direct în piața merilor. Și iată că seara, piața merilor, care niciodată nu fusese prea circulată, se umplea de prichinduțe care se plimbau. Două câte două, ținându-se de mână, ele se tot învârteau prin piață și trăgeau cu coada ochiului spre fereastra luminată de la etaj. Bineînțeles, procedau așa nu pentru a-i vedea pe guslă și acuarelă, ci pur și simplu din pricina nerăbdării. Cu toate le doreau să asculte cât mai repede muzica. Din când în când apărea pentru o clipă în fața ferestrei deschise, ba capul pieptănat cu îngrijirea lui guslă, ba părul ciufulit al lui acuarelă. Apoi, trecerea de o clipă a celor două capete încetă și prichindusele îl văzură pe acuarelă stând cu coatele pe pervazul ferestrei și privind visător în depărtare. După acuarelă apărut la fereastră și guslă. Ei începură să discute ceva, dând din mâini și rotând mereu privirile. Apoi se aplecară mult în afară și începură să cerceteze piața. După aceea scuipară fiecare câteodată de la etaj și din nou dispărură din fereastră. Părea că nu se va mai petrece nimic interesant. Însă prichinduțele n-aveau de gând să se împrăștie și chiar în acea clipă începu să se reverse prin fereastră glasul delicat al piculinei, în tocmai susurul unui izvor. Sunetele ba se răstogoleau ritmic asemenea unor valuri ce se leagă în cadență, ba păreau că saltă și se dau de-a dura prin aer, fugărindu-se unul pe celălalt, lovindu-se între ele. Urmărindu-le, prichinduțele simțeau ca o bucurie în suflet. Melodia părea să agite mânuțele și piciorușele tuturor, astfel că, fără să-și dea seama, se născu la toate dorința de dans. Ferestrele caselor s-au deschis fără zgomot. Mișcarea din piață încetă. Toată lumea încremeni, străduindu-se să nu scape niciun sunet. În sfârșit, piculina tăcu, însă imediat din fereastra casei de peste drum răzbătură sunetele harpei. Harpa încerca să repete aceeași melodie, nouă, necunoscută până atunci. Nesigure, degetele cuiva atingeau strunele. Melodia care începuse destul de însuflețită slăbi treptat și în cele din urmă se stinse. Însă îndată piculina îi veni în ajutor continuând-o. Harpa prinse viață, început să răsune cu mai multă convingere. Ei îi se alătură o altă, din casa vecină, apoi a treia. Muzica deveni mai puternică și mai veselă. Habar n-am, care venea grăbit cu vopselele și pensula pentru acuarelă, a avut parte de o priveliște neobișnuită. Întreaga piață era tixită de prichinduțe care ascultau acest minunat concert. Rămase și el multă vreme ascultând, ba chiar început să țopăie într-un picioruș. Dar văzând că nimeni nu da atenție dansului său, flutură ale hamite din mână și dispăru pe ușa casei. Prichindei și prichinduțe, aici se încheie capitolul 16 din aventurile lui Habar n-am și ale prietenilor săi. Sufletel, Rița și Ileana vă îmbrățișează și vă mulțumim că ați fost alături de noi. Pa, pa!